vor confecționa mobilă mult mai rapid, dar și mai calitativ. Este vorba despre elevii Centrului de Excelență în Construcții, care au beneficiat de un utilaj performant. De asemenea, aceștia au fost instruiți cum să-și lanseze o afacere. Se ia cantul care îl încleiem și îl introducem la cuțitul care să-l taie. Cu mașina precedent care trebuie manual, este mai greu. De fiecare operație trebuie să o faci manual. De tăiere, de aplicarea cleiului. La această mașină, detalia, pur și simplu, ai luat-o, marginea așa, o pui și la urmă iese curat. Elevii menționează că datorită acestui aparat, procesul de lucru este mult mai rapid. Mașinăria dată ne-a ușurat foarte mult munca. Înainte de cântuire, toate detaliile veneau la noi deja pregătite. Însă mașinăria dată ne-a oferit o experiență nouă prin care putem personal să executăm această fază de muncă. Este un utilaj performant care implică minimum riscuri ce țin de securitatea și sănătatea elevilor și este utilaj care coincide cu cele ce sunt în atelierele de producție pe piața muncii, deci elevul lucrează și învață în condiții autentice și specifice domeniul profesional pe care l-a selectat. Pe lângă utilaj, elevii de la Centrul de Excelență în Construcții au avut parte și de instruiri privind lansarea unei afaceri. Am beneficiat și de formarea formatorilor, am elaborat planul de afaceri, am făcut calcule, am examinat piața. După absolvire, se poate deschide o afacere în domeniul dat. La procurarea utilajului, Centrul de Excelență a contribuit cu 61.000 de lei. Restul 300.000 de lei au fost oferiți de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.